Salut! Înainte să încep videoul propriu-zis, țin să mulțumesc pentru susținere lui Florin Berbece 635 și lui Cosmin Andrianu 468. Sper că am pronunțat numele bine. Vedeți voi de ce. Vă mulțumesc mult de tot și acum să trecem la videoul propriu-zis. Salut! Revin cu un nou episod din seria dedicată redresoarelor auto și așa cum am promis, episodul ăsta o să fie dedicat redresorului de 10 amperi pentru acumulator de 12V, curentul ajustabil între 0 și 10 amperi cu afișaj, protecție la conectare inversă pe baterie și etc. La la la. Sursa donatoare este o sursă de lux, v-am mai zis eu. Este poate cea mai potrivită sursă, în ciuda faptului că este o sursă ieftină, o chinezărie. Totuși, pentru conversia asta este poate cea mai potrivită sursă, pentru care strictul necesar este bazată pe 494 și face conversia mai ușoară și suportă fără probleme cei cât 140W, suportă fără probleme. Sursa asta am luat-o din târg de la Pitești, din târgul de vechituri de la Pitești. Avea sigiliile intacte, am desfăcut eu șuruburile doar ca să fiu sigur că este ce trebuie, dar sursa era neumblată în ea. Și este ceea ce ne-am așteptat de la o astfel de sursă, bineînțeles. Condensatori umflați. Cred că se vede, nu? Aici, prin secundare, boala lor. În timp se umplu de praf. Ăsta nu avea ventilator blocat, văd. Ventilația devine precară și condensatoarele cedează. Nu-i problemă, oricum toate or să fie schimbate cu altele noi. O ușoară decolorare aici în zona diodei de la sursa de 5VSB la placă, dar pare mai degrabă de la cele două rezistențe. V-am zis eu în clipul cu desenatul plăcuței adaptor 494, rezistențele astea se încălzește totuși într-o oarecare măsură și de-aia am făcut eu padul ăla. Posibil ca și dioda asta de 5VSB să se încălzească ceva, deși consumul pe 5VSB nu este așa mare. În fine, este irelevant. Aici nu ar să se încălzească. Hai să o desfac. O să mă folosesc de pistolul de lipit dintr-un motiv cât se poate de obiectiv. Să evit uzura asupra vârfului LED-conului, în special la defrișare, pentru că, așa cum o să vedeți, o să fie implicată multă defrișare. Trebuie scos tot ce e pe placa asta, sau aproape tot ce e prin partea de secundar. Gata brațul de mațe. Condul ăsta este de pe ieșirea de 5VSB. O să o scot de tot. În caz că are scurt sau are probleme interne, o să mă încurce pentru ce vreau să fac. O să vreau să verific pe ăsta, că ăsta este important pentru 5VSB. Nu e asta? Ba da, ăla e. Dar de ce au pus cont de 16V pentru 5V? Ia să văd dacă este ok ăla. O mie de micro și 60 de milion. Foarte bun. Nu pare să fi fost înlocuit. Lipitura arată prea natural. Și atunci înseamnă că așa a fost pus din fabrică. Nu știu de ce. Că aici era de ajuns de 10V cel mult.
În fine, e foarte bine că este în regulă. O să vreau să fac ceva măsurători. Verificări. Întâi siguranța. Merge și pe funcția diodă, că trebuie să piue. Da, e bună siguranța. Înseamnă că nu avem semiconductori, și totuși, hai să verific tranzistorii. Bun. Tranzistorii din semipunte sunt buni și tranzistorul de la VSB. E în regulă și el. Nu am tranzistori arși pe ea. Foarte bine. Doar condensatori obosiți. Dioda asta de la 5VSV e în regulă și ea. E Schottky, de-aia arată VF așa mic. Deci toate par în regulă, în principiu. Și atunci hai să vedem dacă avem... Hai să vedem dacă avem 5VSB. E o problemă aici la firul ăsta, e dezlipit. Unul dintre firele de rețea era dezlipit. E în regulă acum. Reiau. Așa, deci n-a făcut bau. Aici. Presam. Acum, vedem, 5,12V, perfect, avem 5VSB, hai să vedem, alimentarea 494, 1278, foarte bine, deci avem și pe aia, și VRF-ul 492, toate bune. Până aici. Haide mă, ieși. Că până nu ai sursa auxiliară în perfectă stare de funcționare, modificarea nu și are sensul. Hai la marea defrișare.
Ca să dezlipiți ușor rezistențele astea mici, este destul de simplu. Împingeți cu pistolul sau cu letconul, cu ce folosiți voi, într-unul dintre pini. Ele toate au pini îndoiți înspre interior, adică unul către celălalt. Haide, mă, focalizează-te. Nu vrea. Bei, focalizează-te azi. Gat. Deci uitați, spre exemplu, aici. Au pinii îndoiți unul către celălalt. Și procedura e simplă. Împingeți cu pistolul într-unul dintre pini sau letcul, ce folosiți, până se ridică pe partea cealaltă. Acum iar trebuie să stau până se focalizează. Gat. Până se ridică suficient încât să o puteți apuca cu penseta. Uitați. Și apoi treaba e simplă. Capătul ăsta deja o să iasă. Și a mai rămas doar celălalt, să-l dezlipiți. Și asta e rezistența. Așa am făcut eu toate măruntaiele astea. Asta e comparatorul ăla, supervizor, 3... 339 parcă, nu? Sau 393, care e ăla cu 4 comparatoare, nu mai știu exact. Era supervizor, deci nu mai este. Și cam atâta cu defrișările. Astea erau prioritare. De ce am desfăcut așa multe? Simplu, e mai ușor de lucrat apoi. Nu te mai încurci de nimic. Și a durat cât? Probabil vreo 40-45 de minute toată treaba. Deci, nu e așa de greu și nici așa de migălos. Și apoi, na, ce electronist nu are răbdare, nu-i așa? Că dacă n-ai răbdare, nu te apuci de electronică. Curăț placa și revin. Cam asta este defrișarea și curățarea plăcii. Placa de acum este gata să accepte componentele noi. Integratul este 7500B. Controllerul este tot una cu 494. Ăsta s-a rupt iarăși firul ăsta. Da, rezolv eu mai temeinic treaba asta. Asta e placa. Nu vă apucați să tăiați, să rupeți piesele astea, măruntaiele astea. Că o bună parte din rezistențele mici pe care le veți folosi la noua configurație pe placă vor fi recuperate dintre astea. Și o să alergați după ele. Acordați-vă timpul necesar defrișării.
Acum urmează reconstituirea schemei. Printez schema și apoi revin și ne apucăm. Am printat schema, mi-am selecționat și componentele. Unele dintre ele sunt din cele defișate, altele sunt noi. Condensatorii electrolitici toți sunt noi. Înainte să mă apuc să lipesc, hai să fac ceva verificări. Întâi dioda asta dublă de pe 12V. Da, e în regulă. E în regulă și dioda asta. Bine, era clar că e în regulă, dar am vrut să fiu sigur. Hai cu tranzistorii driver. Sunt din noi a 2SC945. E în regulă. Au o diodă antiparalel colector-emitor. De-aia când pun invers apare căderea aia de diodă. Sunt în regulă și ăștia. În regulă. Da, în regulă și aici. Diodele astea antiparalel deja le-am confirmat că sunt în regulă. Momentan atât aici. Acum condensatorii. Mă asigur că sunt descărcați. Micro, 69 de miliohm. Foarte bine. Cam la fel. 375 micro, 62 de miliohm. Foarte bun. Bun așa. Ăsta, înseriat cu primarul, trebuie să fie un micro. Astea rar pică, dar hai să vedem, da. Uitați, SR foarte mic și un micro. Așa e normal, astea au SR foarte mic. Și condensatorii noi, cei de pe ieșire, am niște SAM-ul la 105 grade. Microfarads. Foarte bine. Motivul pentru care am ales pe ăștia la un moment dat de la TME, tocmai e SR-ul foarte mic și capsula subțire. Uitați, tot la fel. 20 ceva de milion, 2100 microfarads. Foarte bun. Ăsta e condensatorul pentru alimentarea 494, că l-am desfăcut și pe ăla. 83 micro, 200 de milioane. Foarte bun. Și așa 3 de 10 microfarazi. 2 sunt în primar, în bazele tranzistorilor. Da, e ok. Se vede? Da, se vede. Un om cu 9,83. Doi sunt în primar în bazele tranzistorilor și unul este în secundar. Pune emitoarele
tranzistorilor driver la masă. Da, e ok și ăsta. Da, și ăsta la fel. Și ăștia tot de 105 grade sunt. Hai, man! Ale. Ăsta la fel, tot 105, cel de 100 de micro. Și ăsta de 2 micro, 2,2 micro de la VRF, la fel, tot de 105 grade. Nici nu mai măsor că nu are relevanță SR-ul ăstea. E nou, asta e important și e luat de la TME. Ăsta lucrează în tensiune continuă. Se încarcă la pornire și face soft start. Inițial pune pinul 4, controlul timpului mort, îl pune la referință, deci timpul mort este maxim, adică un PR0 și pe măsură ce se încarcă prin rezistența care îl trage la masă, crește umperea până la nivelul de echilibru. Simplu. Și așa se face soft start-ul. Aveam ceva de rezolvat aici. Nu mai are moarte acum. Condensatorii ăștia de 10 micro din bazele tranzistorilor din primar fac parte din circuitul de off la tranzistori. Se încarcă cu ceva tensiune la T-on și apoi la T-off aplică o tensiune negativă în bază, forțând o blocare mai rapidă a tranzistorilor, a bipolarilor. Deci pierderi în comutație mai mici. Sunt gata să fac primul test de funcționalitate. Asta pentru că am completat oscilatorul RT și CT 20K și respectiv 1 nano. Am pus intrările ambelor amplificatoare de eroare la potențialele potrivite pentru umplere fixă maximă, adică neinversoarele amândouă la masă, pinii 1 și 16 și inversoarele amândouă la referință, respectiv pinii 2 și 15 cu rezistențele lor. Pinul 1 cu 2K7 la masă, așa cum e în schemă,
pinul 2 cu 2 ca 7 la referință, la fel așa e în schemă. Pinul 15 este direct momentan legat la referință, o să trebuiască să dezlipesc aici și să tai. Și pinul 16 cu 22 ca la masă. Și am pus temporar 100K peste condul din soft start ca să aduc o tensiune continuă fixă pe pinul 4, să forțez o umplere ceva mai mică decât maximum, să nu dau umplere maximă în traf și îmi aranjez toate cele și revin. În regulă, sunt gata să testez. O să suprapun filmarea de pe osciloscop la editare. Deci când alimentez, când o să conectez mufa asta la rețea și o să verific cu osciloscopul aici pe pinii secundarului, la ăsta și la ăsta, sunt pinii de 12V, ar trebui să găsesc o dreptunghiulară cu frecvența dată de oscilator și amplitudine ceva mai mult de 20V vârf. Hai să vedem. Am referința. Am și alimentarea. Și oscilatorul este aici. Este prezent. Și acum de ce nu? Ce-mi scapă mie? 12,8V alimentare în regulă. Referința 4,92 în regulă. Am întreaga referință pe pinul 4. Dar de ce? N-ar fi trebuit. De-aia nu zice nimic. Trebuia să fie mai puțin. Da. Am uitat să pun... Da. Nu pusesem rezistența de 47 kΩ. Damn! La referință, la pinul 4. Pam, pam! Da, chiar lângă CT. E prima oară când uit să pun rezistența asta. Ia să vedem acum pinul 4 cum stă. 1,6V. Altfel ne mai vede lumea. Și hai să vedem atunci ce zice osciloscopul. Uite, zice bine. Frecvența 28 de kHz. Jumătate din frecvența oscilatorului, bineînțeles. Și amplitudine, cât ești, man? 20 și ceva de volți, undeva spre 30 chiar, pe ambii pini de 12V și pe secundarele de 5 trebuie să fie ceva mai mic, da, uitați.
E în regulă până aici. Am rebobinat inductanța asta. Este același tor care a fost pe șirurile principale. T90-26, unde 90 reprezintă dimensiunile și -26 mixul de pulbere de fier folosit, galben cu alb. La ăsta permeabilitatea 70 de nanohenry, perspiră la pătrat. Am fixat dioda asta mai mare, un SBL 30-40. Dar bineînțeles că nu se fac. Gata. Nu? Da. Asta face parte din circuitul de protecție la polaritate inversă. Vedeți aici pe schemă. Ideea este simplă. La polaritate inversă, dioda asta pune scurt pe bornele bateriei printr-o siguranță. Se arde siguranța, care este una de auto de 20 de amperi, fixată pe panou pe un soclu dedicat. Se arde siguranța, se înlocuie siguranța și totul este în regulă. Și hai să ne apucăm întâi de partea de tensiune. Sunt gata să fac testul de tensiune stabilizată pe ieșire pentru că am completat bucla de reacție în tensiune. Acestea de aici sunt componentele compensării. Aici se închide bucla de reacție în tensiune cu rezistența asta de 5K1. Am pus și inductanța, am pus și condensatorii. Rezistențele astea două sunt de 47 ohmi, 3W fiecare, în seriate dau cei 94 de ohmi de pe placă.
împreună cu ventilatorul fac parte din curent, sarcina minim permanentă pe ieșire. Lucru necesar la sursele ATX. Așa cum știm, sursele ATX au nevoie de un curent minim permanent pe ieșire. Încă nu s-a uscat bine alcoolul. Ventilatorul a pornit. Uitați. Și să vedem ce tensiune am. Și să vedem ce tensiune am. Aici pe 35. E în regulă. Și o să pun puțin și osciloscopul. Da, e mai bine așa. Se vede mai clar. Asta este umplerea de echilibru. Când spun umplere la echilibru, mă refer la tensiunea stabilizată. Umplerea care îți redea o tensiune stabilizată, deși la sarcini foarte mici, așa cum este acum cazul unde sarcina este cea minimă pe placă, curentul prin inductanță nu este de ajuns să inducă regimul de... Inductanța lucrează în discontinu și atunci umplerea este mai mică decât raportul tensiune stabilizată, tensiune de vârf din secundar, care găsisem cât? Vreo 30 de volți erau. 14 împărțit la 30 ne dau umplerea. Uitați, dacă o să dezlipesc ventilatorul, dar trebuie să opresc. Uitați, umplerea este foarte mică acum. Dar nu este umplerea care ar trebui pentru 14,4 V. În mod normal ar trebui, eu știu cât, vreo 40%, nu? Sau ceva de genul. 14,4 împărțit la cât era? 30. Umplerea este foarte mică pentru că v-am zis, inductanța lucrează în DCM datorită curentului de sarcină foarte mic. Este nevoie de energie foarte puțină pentru a menține tensiunea de ieșire la nivelul necesar. Și de aia, inductanța lucrează în discontinu. Dar e ok, forma de unde e curată, e stabilă. Asta voiam să subliniez. De aia am pus osciloscopul să vă arăt. Deci până aici totul este ok. În continuare trebuie adăugată bucla de curent. După cum spuneam anterior, pinul 15 trebuie deconectat de la referință.
Haide, mă, focalizează-te. Deci a trebuit să tai acolo circuitul. Pentru că trebuie conectat așa cum este în schemă, printr-o rezistență de 18 kΩ la cursorul potențiometrului și printr-un condensator de 100 de nano la referință. La pinul 3, pardon, la compensare. Ok, am completat și partea de curent, bucla de reacție în curent la pinul 16, compensarea și ajustarea la pinul 15, la inversoare și sunt gata să testez. Am reglat potențiometrul momentan la maxim pentru că vreau să văd la cât merge maximul. Am pus clamp metrul ăsta pe curent continuu pe firul de plus, am pus casarșina rezistența asta de 10 ohmi. Am pus osciloscopul pe una dintre ramurile secundarului de 12V și am conectat și multimetru pe ieșire ca să vedem cum evoluează tensiunea. Și alimentez. O să suprapun la editare și osciloscopul și multimetrul. Deci avem, se vede clammetrul aici, avem 1,55 A, e normal, rezistența asta nu are fix 10 ohmi, are ceva mai puțin, 14,34, e în regulă, nu asta e problema. Uitați-vă pe imaginea osciloscopului, abia asta este umplerea de echilibru despre care tot vorbesc eu. Acea umplere care dă pentru un anumit nivel al palierului tensiunea de ieșire. Și este ușor de calculat. Împărțiți 14,4V cât este la ieșire la amplitudinea palierului, cât? Vreo 30V, nu? Ceva de genul. Și rezultă umplerea și arată foarte bine semnalul. Abia aici inductanța lucrează în DCM. Dacă iau sarcina, în CCM, pardon, dacă iau sarcina, intră în DCM. Dacă o pun, intră înapoi în CCM. Și asta e umplerea care ne interesează. Hai să ajustez curentul. Să văd până la cât urcă. 4 amperi. 6 amperi, rămâne la 14, 7 amperi, 10 amperi, da, se încălzise fleștele. Da, la puțin peste 10 amperi, tensiunea de ieșire scade, deci este, e ok, e exact ce îmi doream și uitați la cât am...
10,5 A, așa arată forma de ieșire pe secundar. Este în regulă. Și acum haideți să vedeți cum funcționează reglajul de curent. Dau din potențial. Nu, se ia mâna. Mut puțin rezistența, așa să se vadă clametrul în imagine. Da, acum este bine. Deci pe măsură ce dau înapoi de potențiometru, umplerea o să scadă. Asta pentru că la inversoare, la pinul 15, se reduce tensiunea de referință. Deci este nevoie de o tensiune mai mică de la traful de curent pentru a activa limitarea de curent. Și uitați cât de mic ajunge umplerea cu reglajul la minim. Este practic 0. Deci reglajul de curent merge într-adevăr până spre 0. Și forma de undă rămâne stabilă. Deci până aici toate sunt în regulă. Urmează să adaug și comutatorul ăla pentru desulfatare. Și vă explic îndată despre ce este vorba. Vorbeam despre desulfatare, probabil cea mai populară metodă și cea pe care majoritatea dintre voi o cunoașteți este cea prin care bateria este încălcată în pulsuri foarte rapide de curent. Dar mai este una popularizată pe site-ul Battery University. Este un site care are un articol foarte lung dedicat bateriilor pe plumb, iar aici este partea de sulfatare și citiți aici partea subliniată de mine. Sunt două tipuri de sulfatare, cea reversibilă și cea permanentă. Nu vorbim despre cea permanentă pentru că nu poate fi rezolvată. La cea reversibilă, sulfatarea ușoară, se poate rezolva prin o supraîncărcare a bateriei, o supraîncărcare controlată. Bateria este lăsată să ajungă la undeva între 15 și 16 volți, în loc de 14,4 cât este tensiunea la borne normală și cu un curent redus, vedeți aici, 200 de miliamperi. Faptul că redresorul ăsta are reglaj de curent permite treaba asta și atunci am profitat de chestia asta și o să vedeți, o să adaug un comutator care să comute între 14,4 V tensiunea normală și ceva mai mult de 15 V pentru desulfatare, situație în care trebuie să reglați potențiometrul de curent la un curent cât mai mic, o să vă arate afișajul curentul și lăsată așa 24 de ore, bateria se încălzește și se dizolvă. În felul ăsta se dizolvă cristalele de sulf. Ok, hai să revenim la ce avem de făcut.
Am conectat și comutatorul de sulfatare. Ăsta ce face? Pune practic o rezistență de 22 kΩ în paralel peste rezistența R18 din schemă de aici. Rezistența de la inversoarea de la pinul 1 către masă de 2K7. Adaugă comutatorul ăsta un 22 de kΩ peste ea, mărește puțin curentul prin divizor, deci mărește și tensiunea de la ieșire. Am conectat din nou multimetrul pe ieșire, fără oscilloscop, fără sarcină, pentru că nu mai avem nevoie de data asta de ele. Vrem să măsurăm tensiunea în gol. Și alimentez. Și avem 14,36. Și când dau din comutatorul ăsta, trebuie să crească peste 15. Am dat. Da, 15,5. Exact la jumătatea dintre plaje dintre 15 și 16 volți, cum scrie acolo pe site. Am dat înapoi, scade tensiunea la 14,35. Am dat iarăși 15,5. E în regulă. Deci, am rezolvat și cu treaba asta. Am adăugat inductanța asta pe ieșire. Este înseriată cu plusul de ieșire către borna de pe panou, borna plus de pe panou și siguranță și etc. Ideea ei este să ajute dioda în momentul când se conectează din greșeală bornele în polaritate inversă pe baterie. În momentul ăla dioda face scurt pe bornele bateriei și prin siguranță inductanța asta oferă diodei o rampă de curent, nu o creștere abruptă și oferă timp siguranței să se ardă, pentru că inductanța, așa cum știm, în principiu se opune creșterii curentului. E drept că ajunge destul de rapid la saturație miezul și devine o sârmă chioară, nu chiar chioară, că virgulă, chiar și fără miez tot avem ceva bobină și avem ceva inductanță, dar ideea este că inițial o să fie curentul o să crească sub formă de rampă și asta oferă timp siguranței să se ardă și oferă o protecție redundantă diodei. Dioda este una foarte bună, sunt două diode legate în paralel și pe perioade foarte scurte suportă curenți foarte mari, vârfuri de curenți foarte mari, dar inductanța asta este o măsură redundantă de protecție și oricum era irosită pentru că este inductanța care a fost pe ieșirea de 3V, 3,3V. Și așa îi găsim și ăștia o întrebuințare. Și cam atât cu videoul ăsta pentru că s-a lungit foarte mult. Ce ar mai urma ar fi decupajele pe carcasă și apoi montată toată treaba asta acolo înăuntru. Dar nu o să vă mai plictisesc și cu treaba asta. Cum spuneam, video s-a lungit destul de mult, probabil trece de o oră în total. Și atunci decupajele sunt simplu. Se printează desenul feței pe un autocolant, se lipește pe partea carcasei pe care se montează totul și apoi se fac decupajele cu Dremelul, cu bormașina, etc. Se montează afișajul, se montează borne din alea 4 mm, se montează potențiometrul, comutatorul ăsta și așa mai departe. Mare lucru nu mai este de văzut așadar. O să suprapun eu la editare încă o poză cu ceea ce iese în final și eu o să mă retrag aici mulțumindu-vă că ați urmărit până aici. Dacă v-a plăcut, dați like, abonați-vă, dați click pe clopoțel ca să puteți fi notificați de îndată ce urc conținut nou. Vă mulțumesc și ne revedem în episoadele următoare. Vă salut! Hei, dacă îți place canalul meu și vrei să mă susții, mă poți ajuta dând click pe mulțumire. Selectezi aici orice sumă ți se pare ție potrivită, cumpără și trimite sau folosești opțiunea alăturate canalului, te abonezi la una dintre nivelele de membru al canalului, partener bronz, partener silver, partener gold, fiecare cu prețurile și beneficiile ei. Și în felul ăsta susții canalul.
Mulțumesc pentru orice contribuție și vă asigur că orice asistență va fi pusă în slujba evoluției canalului, bineînțeles.